Aș vrea să începem interviul de astăzi pentru a clarifica situația de la sectorul 1 și sunt sigură că locuitorii sectorului 1, cei care ne privesc, așteaptă foarte multe răspunsuri la întrebările pe care le au. În primul rând, știu că i-ați adresat public o invitație actualului primar, doamna Clotilde Armond, o invitație la o dezbatere publică. V-a răspuns? Știu că asta se întâmpla în urmă cu o săptămână, dacă nu mă înșel. Puțin context înainte să vă dau un răspuns foarte direct. Noi la sectorul 1 avem un parteneriat care există dinainte de campanie și prin care am susținut un candidat comun la primărie și, bineînțeles, un program de guvernare locală pe care Partidul Național Liberal și l-a asumat și acum suntem în poziția de a-l duce la îndeplinire prin viceprimarul liberal, prin echipa de consilier, prin toate resursele pe care Partidul Național Liberal le are. Din păcate, nu am reușit să concretizăm acest parteneriat și într-un protocol de colaborare. El este în discuții. La alte sectoare s-a încheiat de mult. De asemenea, Primăria Generală e o discuție tranșată de pe vremea când domnul Vlad Voiculescu era viceprimar, dacă mai țin, sau mă rog, trebuia să fie viceprimar. La sectorul 1 nu s-a întâmplat acest lucru în acest moment și totul este într-o situație în care problemele sectorului sunt tot mai grave. Noi venim cu o abordare constructivă pe proiecte, de exemplu, podul Constanța, o mare urgență a sectorului 1, complicat cu Ministerul Transporturilor, cu CFR Infrastructură, cu CNAIR, mă rog, toate instituțiile acestea, Primăria Capitalei, de asemenea și altele, iar situația deșeurilor, de asemenea. Toate aceste lucruri sunt vitale pentru cetățeni, nu reușim să le rezolvăm și atunci, pentru că sunt chestiuni de interes public, am propus o dezbatere publică să vedem care sunt problemele și care sunt soluțiile mai ales. Din păcate, până în acest moment n-am primit un răspuns. Noi vom continua aceeași abordare pe care am avut-o și până acum, adică venim în ședințe de Consiliu Local, mă rog, colegii mei, cu amendamente, cu proiecte proprii, și facem apel la toți consilierii, indiferent de simpatii politice, să le susțină dacă sunt în interesul sectorului și noi considerăm că sunt.